Deși consilierii locali au cerut ca aceste proiecte să fie discutate de către noul CLM după investirea primarului ales pentru a nu fi probleme, mai ales de ordin penal, majoritatea a decis ca acestea să intre în discuție în ultima ședință extraordinară a vechiului Consiliu. Explicația oferită de primarul Aurel Simionescu a fost ca termenul limită până la care se putea opera prelungirea este 24 iunie. Având în vedere complexitatea și importanța acestor trei proiecte, faptul că sunt și procese în derulare la unele dintre ele, pot să fie chiar implicații penale, cred că ar trebui totuși să punem aceste proiecte, să amânăm ședința de astăzi, să le punem într-o ședință ordinară. 30 de luni se pare o catastrofă. Ar trebui să știm și noi de ce durează atât de mult finalizarea, 30 de luni. Vrem să știm dacă s-a evaluat, dacă există răspunderea cuiva pentru acest lucru. Dacă o să vă uitați, aveți instrucțiunea la dumneavoastră, la pagina 2, în partea de sus, semnatarii și voi eu, până cel târziu 24.06.2016. De asta am făcut acest legat. Edilul șef a precizat însă că atât pentru cele trei proiecte aflate în discuție, cât și pentru altele aflate într-o situație similară, primăria se va îndrepta în justiție împotriva celor vinovați. Pentru toate aceste proiecte întârziate, noi facem procedură pentru a ne îndrepta împotriva celor care sunt vinovați de întârziere, fie că este vorba de proiectant, fie că este vorba de executant. Într-un final, cu votul majorității, s-a decis prelungirea termenelor de execuție a lucrărilor de construcție a Centrului Comunitar pentru Bunici și Nepoți și a lucrărilor de reabilitare a Bulevardului Dorobanți și a Teatrului Maria Filotti.